eu propun ca să introducem în ordinea zilei de astăzi proiectul de lege 1579 din 24 mai 2010. Este vorba despre pensiile și salariile minime. Pentru a susține această inițiativă, noi am colectat în jur de 200.000 de semnături. Noi astăzi am prezentat aici în Parlament, vi eliminăm dumneavoastră prin intermediul domnului Gananciu. Nu a fost examinat în comisie și nu avem avizul guvernului. Și în moment când nu o să treacă acest proiect de lege, o să fie ignorat, eu am văzut acest lucru, noi, grup parlamentar mai e, nu o să votăm mai mult nici un proiect de lege în formă de protest. Mulțumesc! Haideți să vă spun că declarația am făcut-o, este o chestie, o atitudine politică, dar până la urmă, în ordine de zi, erau niște chestiuni care ține de drapelul Republicii Moldova, niște chestiuni importante care am înțeles că o să aduc prejudicii alianței. De aceea am modificat parcurs încă o dată decizia, am votat iarăși necondiționat, cum am făcut-o pe parcursul unui an de zile, proiectele Alianței pentru Integrare Europeană. Sper că la următoarea ședință totuși Alianța va face și ea un pas în întâmpinare și acest proiect de lege care este foarte important pentru cetățenii Republicii Moldova. Nu votează pentru GIMP. Ei votează pentru faptul că au obținut acest vot al cetățenilor și trebuie să voteze cu gândul la cetățeni, nu cu gândul la mine sau la presă. Mă rog, eu înțeleg inițiativa domnului Untilă, să nu creadă domnul Untilă că noi nu ne gândim la veniturile mici a unor categorii de cetățeni ai Republicii Moldova, dar domnul Untilă, prin acest proiect de lege, dacă m-a indicat și sursa de finanțare, atunci cred că era votul unanim în Parlamentul țării. Dacă acest proiect ar fi avut avizul guvernului, eu vă spun că pentru acest proiect n-ar fi votat doar colesnic cu Until, ar fi votat majoritatea. El spune că intenționat nu s-a făcut acest lucru, că n-a fost atunci. Deci el poate spune foarte multe, dar nimeni nu i-a interzis să se ducă la guvern, să vină la comisiile parlamentare și să insiste ca să fie o decizie la acest proiect.